Cunoscut mai ales pentru emisiunea sa În gura presei, Mircea Badea este omul de televiziune român, născut în capitală la 24 februarie 1974. Intrarea în rândul oamenilor de presă a însemnat pentru Badea și o activitate publicistică la unul din ziarele centrale, dar și realizarea, împreună cu Teo Trandafir, a emisiunii Dimineața de Vreme. Și cum stăm fie a românilor, stimați spectatori, nu numai să-și dea legătura, ci și să se lege la cap fără să-i doară, desigur. Vă invităm mâine dimineață la o nouă ediție a emisiunii Până Dimineața de Vreme. Mircea Badea a debutat la Tele7 ABC, dar a trecut și prin Antena 1, Pro TV, Prima TV și Realitatea TV, unde jurnalistul o întâlnește pe Carmen Brumă, prezentatoarea știrilor sportive, actuala sa parteneră, care recunoaște că relația sa cu Badea este una pecetluită printr-o logodnă. E un inel pe care l-am de foarte mulți ani, pe care îl port zilnic și pe care l-am primit cadou de ziua mea. De la cine? Foarte mulți ani! De la Mircea, e adevărat! Absolvent al Facultății de Cibernetică din București, Mircea Badea nu pare aș fi dorit să profeseze meserie în acest domeniu. În schimb, a primit câteva roluri secundare în filme precum Oglinda, Triunghiul Morții, serialul Pitici și Tătici sau Milionar de Weekend. Baby! Honey! Se plâng cu toții că n-au bani, dar știi cât mă scot din sărite? Nu ai loc de ei la hotel, toți loserii sunt la mare. N-o să mai găsim nici măcar un hotel de 4-5 stele liber. Kitty, știi, mă gândeam că poate putem merge la... Honey, no way! Să nu mă mai trimiți la baba aia nenorocită, nu mai suport! She's vars, I mean, I can't stand her! Doamne Dumnezeule, ar trebui să ai mai multe pretenții la tine. Nu știu de ce ești așa de zgârcit cu banii tăi. Jurnalist apreciat, Mircea Badea cochetează și cu radiourile bucureștene, Traficanții sau Mircea Badea Show, fiind emisiunile sale realizate la unele dintre cele mai cunoscute radiouri bucureștene.